Bunătate și iubirea de aproapele au fost virtuțile de căpătâi ale Sfântului Martir Teodor din Ancira. Practica virtuților și a renunțării de sine pentru aproapele, de dragul lui Hristos, reprezintă un martiriu cotidian. În cazul Sfântului Teodot a fost și pregătire pentru martiriul final. Teodot avea o casă de oaspeți în Ancira. Plin de iubire milostivă față de semeni, era cunoscut pentru bunătatea cu care ieșea în întâmpinarea nevoilor celor pe care îi întâlnea. A trăit în vremea persecuțiilor imperiale împotriva creștinilor și în perioada sa a fost numit un nou guvernator al Ancirei, anume Theotecnus. Acesta din urmă a început cu ură și furie să captureze creștini. Sfântul Teodot, după putere, a avut grijă de cei întemnițați. Într-una din zile, Teodot a plecat la Malos, un sat apropiat al Ancirei, să recupereze sfintele moaștele martirului Valent, care fuseseră aruncate în râul Halis. Pe drumul de întoarcere a întâlnit pe opajiște un grup de creștini și au hotărât să prânzească împreună. Au trimis și după preotul Fronton din Malos. Acesta, deși nu îi cunoștea, le-a spus că îi recunoaște din vedenia ce a avut-o cu o seară înainte. Stând la masă, Teodot i-a spus preotului Fronton că ar fi atât de potrivit să ridice chiar acolo, în acel loc izolat, o capelă să depună moaștele sfinților martiri. Întors în Ancira, Teodot a găsit cetatea tulburată. 7 fecioare creștine fuseseră arestate, torturate și forțate să participe la un ritual de cinstire a statuilor zeițelor Diana și Minerva pe un lac. Pentru că au refuzat, au fost înnecate. Teodot a avut curajul de a recupera trupurile. Auzind guvernatorul, a început să caute autorul. Teodot, luându-și rămas bun de la cei iubiți, s-a predat. Trupurile fecioarelor au fost arse, iar Teodot, nevrând să se lepede de creștinism și să accepte o funcție de preot al zeului Apollo și bogății multe, a fost decapitat. Trupul său a fost pus sub pază. Neștiind de toate acestea, preotul Fronton din Malos a venit la Ancira să discute despre capela pe care hotărâseră să o construiască. Asinul său însă a mers exact spre locul unde Sfântul Teodot era îngropat. Acolo a întâlnit gărzile. Le-a dat vin din belșug și după ce au adormit, a urcat trupul lui Teodot pe asin, iar asinul a plecat direct spre pajiștea unde Teodot și preotul Fronton hotărâseră să construiască o capelă pentru depunerea moaștelor martirilor. Dumnezeu rânduise ca primele sfinte moaște depuse acolo să fie chiar ale Sfântului Martir Teodot.